De mai bine de 200 de ani, fotografia stă la baza scrierii istoriei. Fotografiile au stat drept dovada unui număr extrem de mare de evenimente marcante în istoria omenirii. Dar din păcate, în pofida progresului tehnologic, fotografia încă nu s-a învățat să intre în capul celui care este fotografiat. Noi încă nu ne-am învățat să ghicim gândurile omului care este în imagine. Așa că eu, doctor în știință, Halogen Loloiu, împreună cu echipa mea, am hotărât să elaborăm un aparat inovator care e în stare să ghicească ce se întâmplă în mintea unui om care este fotografiat, care sunt străghirile lui și, cel mai important, care este starea lui de spirit. Astăzi, în premieră, vă prezint aparat fotoaparat, care poate fi produs în condiții de casă. O vază mai puțin spălată, un măr de soi Macintosh, introducem mărul în vază, cobails, până mărul se înmoaie, după care mărul, după cum bine cunoașteți, elimină soluția de cadmiu prin nitratul de litiu și, datorită electronegativității, putem să auzim tot ce se întâmplă într-o fotografie. Astăzi, pentru a ne ajuta, o să ne folosim de pozele de la faimoasa, cea mai recentă lansare în cursă pentru alegerile prezidențiale, a domnului Marian Lupu, cu sloganul "Aud, ascult, ce ai spus? Atenție la ecran!" Bună ziua celor care au venit la ceremonie. În acest context, iată eu cu femeia, soția, care în stânga mea, ca la americani în filme. Ați observat? Domnule Marian, Pupu, haideți împreună, suntem mai smintiți. Bătiți din palme, bătiți, am uși trenirovca, după asta abedul. Dragi domnilor, dragi doamnelor, vă salut cordial prin orificiul bucal, dar vai, de-ați ști cum mă doare în curditeți voi. Stabile, băliat, ce m-am zaiebit de cuvântul ăsta, cine l-a inventat? Avion! Marian Pupu! Bratan, dă-mi un selfie cu Marian Pupu! Ciuvac, poate totuși nu trebuie. În scurt timp noi să regretăm gestul ăsta. Nahoia m-ai chemat? Eu sunt mândră că Marian Lupu este prieten, pentru că cel mai devotat prieten este... Bine, oricine în afară de Lupu. Dar sper că într-o bună zi nu voi regreta ceea ce spun aici. Da, nici eu sper că nu voi regreta. Hătea, din cât se vede, voi regreta. Eu m-am zaiebit dintr-o lundră în alta. Bas comunist, bas un democrat. Și înseamnă nu te apropii tu de mine așa de ușor. Ribeta, dă-vă o leacă mai repejor, vreau să mă chiș. Atât pentru astăzi, dragi prieteni. Eu mă numesc Halogen Loloiu și vă reamintesc că aparatul fotoaparat poate fi comandat cu ușurință pe site-ul paypal.com, achitând o sumă simbolică la contul emisiunea.lumina@gmail.com. Dacă mai aveți poze pe care vreți să le testăm, folosiți comentariile de mai jos sau transmiteți cu puterea gândului. La revedere!